Bună ziua, vă spun dumneavoastră celor din presa din județul Neamț și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Principalul subiect al conferinței de presă al nostru de astăzi este prezentarea domnului profesor Luminița Bârlan, doamnei profesor Luminița Bârlan, noul nostru președinte interimar al organizației PSD Piatra Neamț. Alături de mine îl am și pe domnul deputat Liviu Harbuz, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Alături de noi și de marea familie al PSD-ului în județul Neamț ni se alătură domnul doctor Juncu și mulțumesc pentru prezența domniei sale alături de noi. Și sigur, domnul primar Ioan Rotaru, primarul de la Alexandru cel Bun, un om foarte stimat și iubit de cetățenii municipiului Piatra Neamț. Salut prezența în sală și al domnului deputat Ioan Munteanu, șeful de campanie al PSD Neamț. Așa cum sigur că așteptați, voi începe conferința de presă cu o discuție despre ultimele evenimente care au survenit la nivelul organizației PSD Neamț. O să fac o scurtă trecere în revista evenimentelor produse, plecarea din partid a doamnei Aurelia Simionică și a domnului deputat Vlad Marcoci. Așa cum am prezentat și în ultima conferință de presă, PSD Neamț a început o amplă reformă a partidului. Sigur că pentru unii asta deranjează, pentru cei care au proiecte personale și pentru care interesul partidului nu contează, nu a fost de bun augur ceea ce noi am implementat în cadrul proiectului PSD de puterea, și anume propunerile pe care noi le-am primit din comunitate, din cadrul societății civile și oameni pe care noi îi propunem pe listele PSD pentru consiliile locale. Așa cum am mai spus, din punctul meu de vedere, orice plecare din partid nu ne bucură, însă toate plecările care au fost nu produc pagube Partidului Social Democrat, nici de imagine și nici pagube electorale. Proiectele politice pe care și Aurelia Simionică și Vlad Marcoci le au nu coincid cu interesul Partidului Social Democrat și mai grav nu coincid cu interesul cetățeanului din județul Neamț. Iar prin venirea doamnei Luminița Bârlan în marea familie a PSD Neamț, în funcția de președinte al organizației municipale, PSD Neamț s-a întărit considerabil. Și vreau să-i mulțumesc public doamnei Bârlan pentru faptul că a venit alături de noi, a preluat organizația municipală și am convingerea că alături de candidatul nostru la primăria municipiului Piatra Neamț, domnul Liviu Harbuz, vor face o echipă redutabilă care va câștiga primăria municipiului Piatra Neamț. Și vreau să vă anunț astăzi public că echipa pe care PSD Neamț o propune pentru municipiul Piatra Neamț este domnul deputat Liviu Harbuz, primar, și doamna profesor Luminița Bârlan, viceprimar. Eu am mare încredere în acești doi oameni. Noi, cei din PSD Neamț, avem încredere în ei. Am încredere în capacitatea domnului deputat Liviu Harbuz de a aduce primăria Piatra Neamț pe calea bună, de a scoate primăria Piatra Neamț din gaura în care este astăzi. Și cred că prin tot ceea ce a făcut domnia sa în toate funcțiile publice pe care le-a ocupat, a demonstrat că este un om valoros, un om priceput
în primul rând, și un om care poate face performanță în funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Am convingerea că împreună cu doamna Luminița Bârlan, următorii 4 ani vor fi ani de progres pentru primăria municipiului Piatra Neamț. Voi reveni ulterior și pe alte subiecte. Aș vrea în continuare să-i dau cuvântul doamnei președinte Luminița Bârlan să vă spună câteva cuvinte. Doamna președinte. Mulțumesc, domnului președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut bunăvoința de a fi aici, așa cum mulțumesc și domnilor care se află alături de mine. Sigur, știți foarte bine că punerea în scenă a afecțiunii este prin definiție ipocrită. De aceea nu o să aduc în continuare foarte multe mulțumiri, poate doar membrilor Partidului Social Democrat care au avut prin președintele organizației județene încrederea în a-mi acorda, să zicem, această funcție de interimar la municipiu pentru organizația PSD. Sigur, o parte dintre dumneavoastră am văzut că ați titrat în anumite articole pe care le-ați lansat în spațiu public ideea de surpriză. Vreau să vă spun următorul lucru. Vin din Partidul Democrat, după o perioadă de, mă rog, independență de, să zicem, un an și ceva. Într-un partid social-democrat. Deci ceea ce a contat pentru mine, în principal, a fost ideea de democrație. Sigur, nu o să fac recurs la etimologia termenului și la faptul că, mă rog, ideea de democrație, până la urmă, consfințește ideea de putere a poporului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce cred că interesează la momentul acesta și PSD, din punctul acesta de vedere, reprezintă un exemplu absolut remarcabil, ideea de reformare a clasei politice. Trebuie spus că ceea ce e foarte important la momentul acesta, credem noi, cred eu în principal și sunt convinsă că și domnii care au avut bunăvoința să mă acorde această încredere, este ideea de politică inteligentă. Și la momentul acesta, cred că programul lansat de PSD demonstrează acest lucru. Pe de altă parte, știți foarte bine, pe foarte mulți dintre dumneavoastră îi cunosc, la fel cum și dumneavoastră, cred că puteți spune același lucru și despre mine. Ne cunoaștem de multă vreme și știți că pentru mine foarte mult contează ideea de echipă, ideea de om și iacătă alături de mine și candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria Piatra Neamț, domnul Liviu Harbuz, este o persoană pe care o cunosc din vremea liceului și nu o să fac acum apel aritmetică ca să, mă rog, stabilim câți ani sunt de atunci. De asemenea, domnul primar Ion Rotar, nu? Ca să nu mai vorbesc de domnul doctor Juncu, cu care ne cunoaștem de la grădiniță, deci iacătă faptul că suntem pietreni, faptul că vrem binele acestui oraș, se naște, dacă vreți, dumneavoastră, și din atașamentul nostru, al unora în raport cu ceilalți, pentru ceea ce dorim să realizăm aici, în acest municipiu, care e casa noastră și e foarte important să existe oameni care iubesc locurile acestea, iubesc Piatra Neamțul, nu? Toți suntem născuți aici în Piatra Neamț, din cei pe care i-am enumerat. Sigur, pe domnul președinte Arsene îl cunosc de mai puțină vreme decât pe domnul pe care i-am numit. Dar împreună sunt convinsă, având niște discuții, fără îndoială, niște discuții care au dovedit de fapt că sunt foarte multe lucruri pe care le gândim la fel, repet, toate acestea m-au făcut să mă alătur acestei echipe, să fac parte din această echipă și să fiu convinsă că împreună putem realiza foarte multe lucruri bune. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vă mulțumesc.
În continuare, am să-i dau cuvântul domnului deputat Liviu Carbosu. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru participare. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, în această echipă. Așa cum am spus de la început, Piatra Neamțului are nevoie de o nouă viziune. O viziune nouă care trebuie să se bazeze pe ceea ce înseamnă sănătate, educație, în primul rând, un mediu de afaceri puternic și sănătos. Iar atunci când vorbim despre cele două domenii foarte importante, unde Piatra Neamțului este încă deficitar, respectiv educația și sănătatea, sunt foarte fericit ca alături de mine, în echipă și chiar în competiția politică, respectiv în poziția de viceprimar, să se afle doamna profesor Luminița Vârlan. Iar atunci când vorbim de strategia pentru sănătate, să-l avem alături pe domnul doctor Juncu Alexandru. Ne-am propus ca în fiecare domeniu să avem un consilier care să aibă competențe, pentru că noi credem foarte mult în competență și în profesionalism și sunt convins că echipa de consilier care va merge la primărie va acoperi absolut toate domeniile de competență și nu numai de competență și de onestitate. În același timp aș vrea să subliniez relația de prietenie, respect și prețuire pe care o am cu doamna profesor Vârlan și cu domnul doctor Juncu. Ne leagă amintiri frumoase și cu toții ne dorim ca orașul Piatra Neamț să înflorească așa cum era el odată înfloritor, verde, sănătos, dar mai ales un oraș în care intelectualii, cultura, aveau un cuvânt greu de spus. Ne dorim un oraș inteligent, un oraș verde, un oraș educat și un oraș sănătos. Încă o dată îi mulțumesc domnului doctor Juncu pentru că astăzi este alături de noi. Doamna președinte Luminița Vârlan deja, chiar dacă au trecut doar 3 zile, este consacrată în funcție. Deja a muncit din greu și sunt convins că în continuare nu vom dezamăgi comunitatea din Piatra Neamț, mai ales că în primul rând, și asta și cu ajutorul dumneavoastră, avem o abordare transparentă. Ne dorim ca cetățenii să aibă acces la absolut orice informație, să aibă acces la decizie și, desigur, să aibă un cuvânt greu de spus atunci când vorbim despre comunitatea din Piatra Neamț. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnului deputat! În continuare, am să-i dau cuvântul omului care a condus destinele municipiului Piatra Neamț o mare parte din timp, omul care este prețuit de foarte mulți pietreni, și un om care, cu siguranță, acolo unde a ocupat o funcție publică, a făcut performanță. Domnul primar Ioan Rotaru. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor, mulțumesc și dumneavoastră. Sigur, e prea mult spus o onoare, dacă nu chiar foarte mult, de a fi alături astăzi aici, în această echipă. O echipă solidă, care eu văd deja câștigătoare. O echipă care va merge pe drumul care și l-au propus și în al doilea rând pe lipsurile care sunt la această dată în municipiul Piatra Neamț. Aceste lipsuri vor fi punctul de plecare pentru echipa care a pornit deja la drum. Sigur, campania n-a început, dar să nu uităm că suntem tot într-o campanie, chiar dacă este mascată, este totuși o campanie. De-aia e foarte bine să fim activi și în această perioadă, nu numai alte partide să-și facă această campanie, trebuie să o facem și noi. Sigur că voi merge peste tot acolo unde vor fi întâlniri cu cetățenii din municipiul Piatra Neamț, împreună cu toată echipa care vom face deplasări în toate cartierele. Vom face cele întâlniri cu cetățenii. Trebuie făcute aceste întâlniri cu cetățenii, trebuie să stai lângă el, trebuie să colaborezi, să ai un parteneriat cu cetățeanul, cu votantul.
În final, trebuie să-l asculți, să stai de vorbă cu el, să-i întinzi o mână și în final, sigur că ai ocazia, discutând cu cetățeanul, să vezi ce se întâmplă în zona respectivă, de ce este nevoie, ce mai trebuie făcut. Pentru că, de dată, noi privim, când facem campanie electorală și am făcut destul, privim lucrurile în genere. Dar trebuie văzute, sunt și anumite particularități de zonă. Pentru că, vă spun, cetățeanul vede odată la nivel global, vede odată la nivel zonal, dar vede câteodată și în interesul lui imediat. Și, sigur, nu putem rezolva chiar toate cazurile astea așa de apropiate. Dar, rezolvând un caz aici, un caz dincolo, într-o anumită perioadă putem să fim cât mai aproape, să ținem legătura cu cetățeanul. Sigur că poate eu am spus prea mult, domnul președinte, că eu nu zic, sunt iubit, am fost o perioadă când n-am fost iubit, așa e în viață, te despart de soție, după o vezi că e foarte frumoasă, o iei de la capăt, îi mai faci câteva lecții de dragoste, îi mai faci un copil și mergi mai departe și iată că ajungi unde trebuie. De aceea cred că împreună cu echipa domnului Harbuz, o să fiu alături, o să merg cu domnia sa. Eu, dacă aș fi, și-am mai spus, dacă aș fi, că m-am întrebat foarte mulți cetățeni din oraș, domnul primar, de-ați lăsat, nu v-am lăsat, m-ați lăsat voi la timpul respectiv, și da, dar dumneavoastră acum, pe ce-i sfătuiți după noi, că nu știm pe cine îți votăm. Și domnule, dacă ar fi după mine și eu aș avea posibilitatea să fiu, să votez, eu aș vota pe Liviu Harbuz. Credeți dumneavoastră și spun direct, de-aia trebuie. Nu, cu supărare. Trebuie să fim mai aproape. Și domnule, dar va veni ca dumneavoastră să dea mâna cu noi, să stea de vorbă. Zic, domnule, va veni. A fost medic, e medic, orice medic. Zice, stă de vorbă cu oamenii, ei ascultă păstorul, îi dă un diagnostic. Așa că domnul Harbuz va sta cu dumneavoastră de vorbă. Să nu credeți. Și da, dar dânsul vine dintr-o funcție înaltă. Nu e nimic dacă vine. Cu atât mai bine, zic. Are experiență, știe să lucreze, are atâți ani de administrație. Deci eu cred că este foarte bine, zic, să mergeți cu domnia sa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnului primar. Am să-i dau din nou cuvântul domnului Harbuz. Da, o să-i mulțumesc și eu, domnului primar Rotaru. Am zis că am să mulțumesc după că nu știam dacă mă ceartă sau dacă mă sprijină. Mi cunoaște-l prea mult timp. Da. Le mulțumesc celor doi, de fapt, domnul Rotaru și domnul Munteanu, de la care am învățat multe, mai ales în zona politică de la domnul Munteanu și mai ales în zona administrativă de la domnul Rotaru. Și aș vrea să-i dau cuvântul, nu în ultimul rând, domnului doctor Juncu. Bună ziua și eu voi fi foarte scurt, sunt chirurg. Chirurgii, știți, sunt laconici. Îl cunosc pe domnul Harbuz din când eram elev din școala generală liceu, deci primul motiv, suntem prieteni, îl sprijin, nu? Orice prieten se sprijin. Al doilea motiv este medic. Breasla nu se omite, îl sprijin din nou, deci voi fi alături de dumneavoastră din toate punctele de vedere. Restul s-au spus. Mulțumesc, domnule doctor Juncu. Nu aș încheia luările de cuvânt înainte și chiar țin să-i dau cuvântul și domnului deputat Ioan Munteanu. Să vă spună și el câteva cuvinte. Iar răspunde. Două vorbe despre venirea doamnei Vârlan și a domnului doctor. Vreau să vă spun că e certitudine că pentru noi e un câștig. Eu sunt foarte bucuros că atât doamna Vârlan cât și domnul doctor Juncu sunt aici cu noi. Pe de altă parte, faptul că organizația municipală cu mare rapiditate a ajuns la un om care are o imagine pe care nu trebuie să o mai explicăm aici, o cunoașteți cu toții, o cicați foarte bună, ca să nu cumva să confunde lucrurile. Pentru organizația municipală s-a oprit dintr-o dată ceea ce părea că nu se oprește, adică plecări, nemulțumiri. Vreau să spun că întâlnirile pe care le-a avut președintele Arsene împreună cu Liviu Harbuz cu cei din organizația municipală
dau certitudine că atât prin venirea celor doi, cât și modul în care va fi condusă organizația municipală, rezultatele de la Piatra Neamț sunt deja previzibil mult mai mari decât erau înainte de a veni ei. Asta e o certitudine și vom vorbi după. Acum, am spus ce am de spus, am dat cezarul, sper că ce trebuia. Zilele precedente, tot ce înseamnă pre-campanie electorală, președintele organizației județene împreună cu secretarul general, au avut discuție în fiecare colegiu din județul nostru cu toți candidații de primar. Când sunt toți candidații de primar, aici intră și primarii în funcție și cei care își doresc un fotoliu de primar în acele localități unde PSD-ul astăzi nu are. Concluzia e foarte clară. Există o bună mobilizare a organizațiilor municipale, orășene și comunale și nu sunt povești, vă asigur de treaba asta. Nici nu vreau să dezvolt foarte mult, doar trebuie să vă informăm ce se întâmplă și că inclusiv aceste modificări care au avut loc la Piatra Neamț i-au făcut pe oameni să creadă mult mai mult în victoria pe care și le-au propus în data de 5 iunie. Și cred că vom avea satisfacții după acele numărări de voturi, procese verbale și certificarea celor care au câștigat. În continuare, deci s-au finalizat toate discuțiile în toate colegiile, subliniez acest lucru, un lucru foarte important, cu toți candidații s-a discutat, cu fiecare în parte, de către cei doi, așa cum eu am participat în colegiul 5, așa au participat și alți responsabili în colegiul lor, împreună cu cei doi. Avem treabă în continuare cu finalizarea întocmirii dosarelor de candidaturi, pentru candidaturi, pentru că sunt uneori lucruri pe care le scăpăm din vedere la completarea unor liste, o adresă modificată din buletinul de identitate nu mai e la, cu cealaltă nu corespunde, și tot așa, detalii nimicuri, de fapt, dar care trebuie să pregătite foarte bine, în așa fel ca Biroul Electoral Județean să nu respingă niciun dosar de candidat de, dintre acelea pe care le va depune organizația PSD de la județul Neamț. Cam astea v-am să spun și nu rezolvesc mai mult, că după aia mutăm în partea asta de aici, lângă domnul doctor Juncu și nu vreau să întâmple chiar așa de la bun început. Mulțumesc, domnului deputat. În concluzie, vreau să vă spun că am mare încredere că echipa pe care noi am propus-o astăzi va câștiga primăria municipiului Piatra Neamț. Așa cum am discutat și cu colegii mei din tot județul, PSD Neamț va câștiga detașat alegerile locale din județul Neamț. Întrebări. Aveți o dată stabilită pentru depunerea listelor de candidați la Bej? Data legală. Totul e posibil. Vom vedea. Ne vedem cum o să ne organizăm pentru depunere. Nu mai știu cum e legislația. Domnul doctor Domnul va face parte din echipa de candidați la Consiliul Local Piatra Neamț. Are voie ca și managerul să se angajeze? De ce candidat pe lista de Consiliul Local, domnul doctor Domnul? Este. Da. Are de vârf alege să opteze pentru una din ele. Nu, dar nu-i cazul, că nu-i cazul. Nu e compatibilitate între cele două. Da, ca să traducem acolo. Întrebări. Nu mă răspund. Dacă nu mai sunt, atunci eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă urez succes și dumneavoastră, că sigur, campania o facem împreună. Noi pe partea baricadei, dumneavoastră alături de noi și sper să avem o campanie așa cum ne dorim toți, și noi, clasa politică, și dumneavoastră, politicienii. Mulțumim!